ziua, dragile mele! Sunt Cristiana Doni, sunt creatoare handmade. În spațiul virtual reprezint pagina Doni's Jewelry și pot să vă spun că sunt pricepută în bijuterie handmade, în croșetă și în tricot. Bineînțeles, nu în ultimul rând, și în obiecte decorative. Astăzi vă prezint primul meu pullover cu metoda raglan pe care l-am efectuat, dar care din întâmplare l-am prezentat abia acum. Este un model de inspirație latino-american, pentru că m-am inspirat de la fetele din acea zonă geografică și trăsătura de bază a acestor lucrări este faptul că ele preferă mixturile de fire. Și acestea vi spuse, dragele mele, ne reîntâlnim în a doua jumătate, cum v-am obișnuit, a videoclipului, pentru a vă oferi câteva detalii despre felul în care am realizat acest lucru. Bună, dragile mele! Ne reîntâlnim, așa cum v-am promis, în a doua parte a videoclipului în care vă ofer câteva informații legate de felul în care am realizat acest raglan. Este un raglan simplu, aș putea să spun că că merg pe clasic în ceea ce îl privește. Am început pe 52 de ochiuri pe care le-am repartizat foarte simplu. La început am lucrat circular, gulerul, apoi am repartizat 18 ochiuri pentru față, 18 pentru spate, câte 6 pentru mâneci, iar în colțurile aferente liniilor raglanului am lăsat câte un ochi. Ceea ce am oferit ca particularitate a acestui raglan este faptul că jeteurile la rândul de întoarcere nu le-am luat răsucite, le-am lăsat așa cum s-au prezentat pentru a-mi oferi această linie cu găurele. Mai jos, la bază, am scăzut la al cincelea ochi, deci din 5 ochiuri, câte 2 ca să-l strâng puțin. Personal, mie mi-ar fi plăcut să-l las lejer, oversize, dar pentru că fica mea așa a manifestat opinia că ar dori să îl poarte ea și îl vrea și scurt în talie și ușor bufant, atunci am lăsat, avem un musafir, am lăsat să-și exprime părerea. La mânecă am făcut strângerile de ochiuri mai des ca să îi dea o terminație mai drăguță, iar această bordură am făcut-o cu croșeta. Am făcut prima dată un rând de piciorușe scurte și apoi am aplicat scoiculețele pe care toată lumea le știe și există foarte multe tutoriale și pe YouTube și pe Pinterest și în foarte multe locuri, drept pentru care nu mă focusez prea mult acum asupra lor. Ca și varietate de fire, pot să vă spun că din ceea ce mi-aduc aminte, pentru că este făcut numai din bucățile de fire care mi-au rezultat de-a lungul timpului. Am și puțin mohair, am și acril, am cangurofarfale, am alt acril, am lână rosa, am lână din aceea la con. Practic nu are importanță până la urmă. Cred că și un pic de bucle am pe undeva. Ideea este în felul următor, că această idee am preluat-o și eu la rândul meu de la fetele din America Latină,
Ele folosesc foarte des mixturi de fire. Acum, drept să spun, nu știu dacă folosesc cu intenție sau tot în ideea de a valorifica și a recupera absolut tot și a împiedica în felul acesta risipa, dar au o idee foarte, foarte frumoasă care pe mine m-a inspirat la greu. Trebuie să recunosc că îmi plac combinațiile de culori, de fire și lucrurile cât mai spectaculoase, cât mai funky, cum îmi place mie să spun, și în felul acesta zic eu că reușesc să mă detașez de alte persoane. Și acestea fiind spuse, dragele mele, ne reîntâlnim la o nouă prezentare. Îmi doresc foarte mult să fac figura de final, însă musafirul meu mă împiedică. Vă pup și pe curând! Pa, pa!